Bună, drăguților! Bună, sufletele mele frumoase! Ia că te mai iarăși aici, alături de voi, cu o nouă etalare într-o singură variantă. Probabil că voi știți deja, văzând titlul, despre ce este vorba. Eu încă nu știu, așa că o să aflăm împreună. Nu mi-am ales un subiect, nu am un topic, nu m-am gândit la nimic anume, ci doar la voi. Și atunci o să lăsăm cărțile să decide despre cine și despre ce o să vorbim astăzi, ok? Cel mai bine așa. Gândește-te la persoana dragă, bineînțeles, este o etalare de dragoste. Gândește-te la persoana dragă și vedem ce ne spun cărțile despre ce vorbim astăzi, despre o relație unde unul dintre voi nu s-a simțit destul de apreciat. Despre o relație în care doar unul a iubit, iar celălalt a fost destul de nepăsător, din câte văd aici. Ok, hai să mai scoatem câteva cărți. Cineva vrea să repare această legătură, să repare această relație. Este destul de greu, vezi tu că e ca și cum ai spart o farfurie și atunci tu vrei să o lipești. Niciodată nu va mai fi la fel. Deci, această conexiune niciodată nu va mai fi la fel. Doar în cazul în care schimbi farfuria și cumperi una nouă. Adică începi ceva nou. Dar relații vechi, uite, iertare. Cineva își cere iertare. Cineva se chinuie aici să treacă peste o legătură din trecut. Da, se simte cumva. Acum e posibil să fie vorba chiar de tine, cel sau cea care ascultă. Nu simt aici să fie mesaje din partea celuilalt, ci mai repede simt că sunt sentimente pe care tu încă le ai acolo în sufletul tău. Mesajele sunt ceva de genul: te-ai simțit neapreciată, că vrei să ai puterea să ierți o anumită persoană, probabil că unele dintre voi, doamnelor, sau unii dintre voi, domnilor, chiar mergeți să consultați pe cineva care, da, poartă straie bisericești, cum ar fi o măicuță, un călugăr sau un preot sau ceva de genul ăsta, sau chiar aveți un consultant aici, sau este o persoană foarte apropiată vouă care, da, vă ascultă, pentru că tu vrei să ierți această persoană pentru ceea ce ți-a făcut. Hai să vedem ce ți-a făcut, ce s-a întâmplat, care ideea. Văd că tu nu poți să ți-l scoți din minte. Mă adresez ție ca fiind partea feminină. Dacă ești bărbat, o să te rog doar să inversezi rolul, nu este mare lucru. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că în proporție de 90% pe acest canal sunt femei. 10% sunt bărbați, cei care ascultă. Așa că îmi este destul de greu să vorbesc la neutru, deși aș putea, dar na, mai zic câteodată și la neutru. Dar, da, prefer să mă concentrez mai mult pe energia cărților decât pe ceea ce spun și cum mă exprim și scuzați-mi și greșelile, mai fac și greșeli, când mă ascult câteodată mă ia groaza, știu. Bun, hai să vedem. Deci, clar, vorbim despre o ființă care a trecut prin ceva destul de dureros și tot ceea ce vrea să fac acum este să dea uitării, să ierte, să meargă mai departe, dar este foarte greu. Pe o parte, cred că tu vrei să repari această relație, pe altă parte, cred că vrei să mergi mai departe. Nu știi ce să faci, nu știi cum să faci. Încă sufletul îți plânge după acest om, încă ai vrea să fixezi această conexiune. Pe de altă parte, îți este foarte greu să-l ierți. Știi ce mă gândesc? E posibil aici să fi fost neapreciată, să fi fost înșelată la un moment dat și atunci să fi rămas totuși în această legătură, dar nimic nu mai este la fel. Pentru că de ce ai vrea să ierți o persoană? Da? De ce ai vrea să-l ierți? Pentru ceva ce ți-a făcut, nu? Și totuși ești în această conexiune. Ai vrea să faci ca lucrurile să meargă, dar nu poți, pentru că tu nu poți să treci peste ceea ce s-a întâmplat. Ok. Ia să vedem. Bărbatul la care tu te gândești, bărbatul care a comis-o aici, care a făcut-o de oaie,
Ce face el în acest moment? Cum este? Asul de spade încearcă să-ți recâștige încrederea. Pentru unii dintre voi încearcă să-ți recâștige încrederea. Și 7 de cupe, dar în felul său. E un pic aici cam neascultător omul acesta. E un pic cam atipic. Nu face parte din rândul celorlalți. Parcă nu este la fel ca ceilalți. Este exact genul de om care, dacă toți merg pe autostradă, el merge pe arătură. Dacă toți merg, nu știu, nu urmează grupul, nu-i place să urmeze grupul, are tot felul de idei. Poate că ai de-a face aici cu un artist, poate că ai de-a face cu un scriitor, în unele cazuri, sau un bărbat care se dă drept artist, sau un bărbat care este un pic cam cu capul în nori, da, crede că tot ce zboară se mănâncă. Nu-i place să facă parte din grup, știi cum s-ar spune, sau nu se încadrează în anumite tipare. E un pic derutat, nici măcar nu știe cum ar putea să-ți recâștige încrederea, nici măcar nu știe cum ar putea să facă aceste lucruri să funcționeze între voi doi. Nu știe nimic deocamdată. Hai să vedem cum se gândește la tine această persoană, cum te poartă aici în minte. Ce are în suflet pentru tine acest om? Ce s-a întâmplat aici între voi în trecut, că sunt eu curioasă? Ce intenționează pe viitor? Ce ar trebui tu să știi și nu știi? Și un episod din viitorul vostru. Iar la capătul cărților văd că avem îndrăgostiții. Dragostea încă există între voi. Asta e foarte interesant. Și un nou început. Păi cam asta ți-ar cere el. Și temperanța, și asul de monede, îți promite, marea cu sarea. Ar vrea ca tu să-l creezi pe cuvânt, ar vrea să îi dai, da, să spui baza în el. Ar vrea să-l creezi. Dar cum să-l creezi când el este nebunul din tarot? Cum să-l creezi când el este atât de neasumat? Cum să-l crezi când el este atât de, nu știu, cu capul în nori, știi? Cam așa ceva. Văd pe cineva aici din gemeni sau marcaje puternice pe gemeni sau săgetător. Văd că totuși este destul de încăpățânat, mai văd și o fecioară, destul de încăpățânat, are niște idei fixe pe care cu greu îi le scos din cap, îi place riscul, se bagă în tot felul de chestii, ar vrea ca povestea voastră să aibă parte de un nou început, dar așa, cumva ștergând totul cu buretele și luându-l de la zero, fără să se gândească, fără să analizeze foarte, foarte bine, băi, ce s-a întâmplat, de ce am ajuns în punctul ăsta, cum s-a ajuns aici, știi, ceva în genul ăsta. Ok, cum gândește în legătură cu tine Marea Preoteasă și Turnul? Păi v-a separat, clar v-a separat. Aici ești tu cea care ai căzut. Vezi tu, nu sunteți amândoi, ești tu. Deci cumva el pe tine te-a dărâmat, nu pe el, știi? El a rămas cumva ok, știi? Pentru că aici, în cartea asta, e doar o energie feminină care cade din turnul ăsta. Secretele, lucrurile ascunse, lucrurile, da, mai puțin știute cu Marea Preoteasă, te-au cam dat peste cap. Probabil că ai aflat la un moment dat anumite lucruri sau intuiția ta, nu știu, te-a făcut pe tine să cauți, să analizezi, să explorezi. Da, cam asta văd. Ce se gândește? Se gândește că tu ești așa cumva la pământ acum. Că tu ești la pământ și ce să facă el? Ce să facă el? Da, te-a trădat. Uite, aici e o trădare. 3 de cupe și 10 de spade. Cum s-a ajuns în situația asta? Păi simplu. Da, simplu s-a ajuns în situația asta. El a comis-o, a făcut ceva destul de nasol și tu ești aici destul de supărată, logic, după toată această nebunie. Măștile au căzut, vezi, tu i-ai descoperit această mască, tu i-ai văzut adevărata față. Cu 300 de cupe aici văd întâlniri cu prietenii, anturaje. Poate că anturajele l-au condus în direcția aceea. Sau poate că, da, cineva din preajma lui. Dar Marea Preoteasă și Treiul de Cupe ne vorbește despre petreceri ascunse, despre lucruri pe care tu nu prea le-ai știut, despre distracție. Nu văd neapărat o legătură de suflet cu altcineva. Știți că sunt situațiile acelea în care
Acum vorbesc strict femeilor, sper că bărbații să nu se simtă nu știu cum. Dar știți prea bine că așa stau lucrurile. Sunt situațiile acelea în care un bărbat se îndrăgostește de o altă energie feminină, de o altă femeie, da? Se îndrăgostește și asta e el, ora nu mai e ce să-i face. Ăla când s-a îndrăgostit, pa, sănătate, deci poți să te pui tu și să te agăzi de toți pereții, că nu mai vine înapoi. Ăla când s-a îndrăgostit, e dus, da? Mie nu-mi iese tipul ăsta de energie de data asta. Mie ce-mi iese aici, mi iese un om pus pe distracție. Un om care a trădat încrederea cuiva, un om care nu a fost tocmai corect, care din cauza unui anturaj, probabil că a călcat așa cam strâmb, da? Dar nu că s-a atașat, pentru că sunt și tipul acela, da? Care se duc, se distrează, dar vin acasă, știi? Acasă, pâinea al Dumnezeu. Nici nu știi, nici nu, habar nu ai ce, pe unde a fost și ce a făcut. Zvânător, ca ăștia-s bărbații, zvânător, ce mai încoași încolo. Dar cam asta văd aici, o trădare pe care tu ai resimțit-o așa foarte, foarte puternic. Probabil că tu ai avut enorm de multă încredere în acest bărbat te-a trădat, ai avut o cădere nervoasă aici, din câte văd, destul de puternică, cu turnul ăsta și marea preoteasă, probabil că ai avut o cădere așa pe care nici n-ai vrut ca cei din jur să o știe, sau el nu s-a așteptat să ai tu așa cădere, știi? Și, na, asta e ce s-a întâmplat aici între voi, în trecut. Ia uite. Uite, marele preot și cavalerul de monede. O relație în care toate bune și frumoase. Văd foarte multă credință. O familie credincioasă, sunteți credincioși amândoi sau, nu știu, tot simt, mi-apar elemente care mi-arată credință, mi-arată oameni credincioși care merg duminica la sâmbătă, am vrut să zic. Merg duminica la biserică, poate merge sâmbătă, da? Poate sunteți, nu știu, care țin sâmbetele, că nu mai știu. În fine. Da, și aici văd tentația, ispita. Uite, cineva a avut o ispită. Acum tu, dacă ești bărbat, e posibil ca energia feminină să fi pățit toate lucrurile astea, să te fi trădat, să fi fost ispitită de cineva și, uite așa, a avut legătură și cu ceva, daruri, da? E o ispită aici. Ce mai încoași încolo? Da. Diavolul și-a băgat coada. Diavolul s-a băgat acolo, cumva, între voi doi. Asta este. Ce nu știi tu și ar trebui să știi? Văd aici un patru de cupe și cavalerul de cupe. Măi, aici nu-mi place ce văd. Serios, acum având în vedere faptul că voi sunteți persoane credincioase, deci nu știu a cui este talarea asta, dar cineva este foarte credincios aici, genul acela de oameni care merg la biserică, care țin toate sărbătorile, care, nu știu, fac chestii de genul ăsta. Dar ideea este că omul ăsta parcă este sub ovraje în momentul ăsta, parcă este cumva captiv, știi? Parcă este condus de anumite energii, parcă ceea ce face nu poate controla ceea ce face. Nu-și poate controla emoțiile, nu-și poate controla acțiunile. Ok. Nu văd diavolul neapărat, ci văd aici o energie, așa, parcă o ispită, ceva ce îl împinge, ceva ce îl conduce, știi? De obicei nu prea vorbesc eu despre lucruri de astea, dar, nu știu, așa am văzut. Ce intenționează această persoană? Ce intenționează? Să te ajute. Persoana asta intenționează să te ajute. Persoana asta vrea ajutorul tău. Ori să-și ceară ajutorul, ori să te ajute. Acum depinde, nu știu, dacă tu ai greșit, dacă tu ești cel care sau cea care a făcut ceva greșit, atunci persoana asta vrea să te ajute. Vrea să-ți întindă o mână de ajutor, vrea să te ducă cumva pe calea cea bună, știi? Acum, dacă nu, înseamnă că are nevoie de ajutor. Omul ăsta chiar are nevoie de ajutor. Știți genul acela de persoane care, nu știu, fac lucruri destul de rele și toată lumea îi condamnă, bla bla bla, și la un moment dat, da, se descoperă că au ceva probleme. Ori depresie, ori sunt schizofrenici, ori nu este cazul aici, deci nu e chiar așa.
dar omul ăsta are nevoie de ajutor. Pentru că totuși văd un dezechilibru. Văd un dezechilibru. Este genul de om care nu poate sta liniștit atunci când poartă o conversație cu cineva. Este genul probabil de om care pică în depresie sau pică așa niște gânduri, pică într-o stare din asta întunecată, nu mai poți să-l scoți de acolo. Simt totuși niște probleme psihice pe aici, pe aici, pe acolo. Un dezechilibru, ceva nu e ok. Nu e narcisism sau nu, să nu vă aud cu chestii astea, că nu este. Nu, nu, nu. E ceva mult mai adânc, mult mai... Sunt ceva dezechilibre aici, dar de altă natură. Adică nu, nu ține de egoism, nu ține, ține mai mult de neascultare, de răzvrătire, de depresie, de alte lucruri. Bun. Viitorul vostru împreună, văd aici o întâlnire de destin, vă întâlniți, vă regăsiți. Să vedem unde vă duce roata norocului, văd că lucrurile se întorc aici, roata asta se învârte pentru unul dintre voi sau chiar pentru amândoi. Și o să clarificăm să vedem în ce direcție o iau. Eu spun drept că, nu știu, etalarea asta mă tulbură așa un pic. Cau și un pachet de cărți cu care aș putea să fac clarificările fără să fie așa... prea despuiate. A, facem cu astea. Hai cu astea, să vedem ce... Astea sunt mai happy, așa, mai fericite cărțile astea. Mai fericite, mai jucăușe. Ia să vedem. Persoana de care tu întrebi și văd aici un 8 de monede, muncește la ceva. Poate că este tipicar, analizează genul acela care atunci când are ceva de rezolvat, stă foarte mult timp și nu se lasă până nu rezolvă acea problemă. Văd că muncește la ceva. Ori scrie, cum am văzut, ori e, nu știu, face lucruri așa mărunte sau... ce o face? Nu contează ce face. Interesant este faptul că nu urmează tiparele. Știi? Nu urmează tiparele, clar. Ce e mintea lui? Regele de spade. E cam lipsit așa de empatie cu regele ăsta de spade, cam lipsit de empatie. Deci cum se gândește? Cum se gândește? Se gândește că ți-a provocat ție o dita mai rana. Se gândește că ți-a dat aici o cădere așa bruscă, dar nu îl văd neapărat că, wow, ce supărat este, știi? Că regele de spade nu prea e supărat de obicei. Regele de spade găsește întotdeauna... scuze, știi, pentru ceea ce face. El găsește scuze pentru ceea ce face și încearcă cumva să spună că asta este, știi? Nu se învinovățește, nu simt că ar simți vină sau că ar simți pentru ceea ce s-a făcut ție și aude șapte de spade, s-a întors. Da? Deci caută cumva să iasă basma curată sau caută cumva o cale, că regele de spade e și parșiv, e și hoțoman, așa, să iasă din această încurcătură, basma curată, știi cum s-ar spune, să iasă din această încurcătură, cumva să dea vina pe tine sau cumva să pară ca și cum, da, eu n-am făcut nimic, știi, ce ți-am făcut eu? În sufletul lui, carul triumfal, se gândește la un drum, o călătorie, unde vrea să plece. Încet, așa, cu pași mărunți, pleacă într-o direcție. Nu știu încotro vrea să ducă. Ia să vedem. Unde vrea să se ducă? Steaua. Către scopul, să-și atingă scopul, să-și atingă... Are un scop omul ăsta. Are un scop, are un vis, are ceva de împlinit și ușor, ușor, așa, se îndreaptă în direcția aia. Aici, în trecut, ce-a făcut el? 8 de spade. Și... regele de cupe, da, și-a blocat emoțiile, măi, și-a blocat emoțiile, și-a blocat sentimentele, nu ți-a spus nimic din ceea ce simte, s-a purtat foarte rece, nu a fost deloc drăgăstos cu tine sau nu a avut deloc empatie pentru tine, știi? Nu a avut deloc, nu neapărat că nu a avut sentimente, că poate sentimentele le-a avut, dar nu s-a exprimat în niciun fel, în niciun fel, ci pur și simplu... Da, și-a pus așa o barieră de gheață în fața acestui rege de cupe. Ce înseamnă regele de cupe? Emoțiile, ceea ce el a simțit, dragostea pe care a simțit-o vis-a-vis de tine. A simțit-o, dar nu și-a exprimat-o în niciun fel. Și atunci, ce a făcut? Te-a băgat pe tine aici într-o
anxietate sau pur și simplu ți-a scăzut stima de sine, știi? Ce complicată e treaba aici la voi. În alte cazuri e posibil să vorbim aici despre două energii masculine și o energie feminină. Ce nu știi tu? Trei de cupe, ia uite. Trei de cupe. Iarăși trei ăsta de cupe. Mai are aici și în sufletul lui. Anturaje, prietenii, triunghiuri amoroase, chestii de genul ăsta. Ce intenționează aici? Oscilează. Oscilează între ce? Între ce și ce? Între ce și ce? Între a-ți da ție o mână de ajutor, împărăteasa, și între a-și îndrepta atenția către el. Interesant omul ăsta. Aici deja văd o altă persoană. Deja cred că intrăm deja pe alt capitol, pe altă variantă, pe altă treabă. Deși eu încerc să clarific ceea ce am văzut mai devreme, văd că mi se arată deja o altă poveste. Deja vorbim despre o persoană care a devenit egoistă, care a devenit așa cumva, da, 10 de spade și justiția. Se clarifică aici niște lucruri între voi, către ce merge această roată, către 10 de spade, către o încheiere, un divorț, o separare, o ruptură, probabil definitivă pentru mulți dintre voi. Da. Prea mult egoism, aici la urmă văd mult stres, prea multe dureri de cap și prea multă așteptare. Un stres așa care nu se mai termină. Și cineva care își cere iertare, cineva care vine și... Da, vezi tu, el este prea... Ego-ul lui este prea mare și scuzele pe care el ar vrea să ți le transmită sunt foarte mici. E ceva de genul, nu, bine, îmi pare rău, asta este, ce să fac, știi? Prea puțin transmite, prea puțin preferă să aștepte, preferă să stea deoparte, preferă să lase totul să se usuce, să se ducă naibii, decât să vină și să-și ceară iertare pentru ce a făcut. Nu, e complicată treaba, e foarte complicată netalarea asta, e o nebunie aici, pur și simplu. Sper că voi ați înțeles ceva, eu nu prea am înțeles mare lucru. Atât am înțeles că cineva te-a rănit destul de tare, cineva cu care tu ai avut o legătură, o relație, iar persoana asta văd că în continuare încearcă să-și tragă jarul pe turta lui, în continuare face lucrurile după bunul plac, în continuare, da, nu cred că a deschis încă ochii, un om atipic, și tu tot ce poți să faci este să încerci să-l ierți cumva pentru ceea ce ți-a făcut sau să o ierți, bineînțeles. Hai să văd un sfat pentru voi și mă opresc aici pentru că am înnebunit cu etalarea asta, sinceră să fiu. E complicată treaba și atunci când am început să clarific, parcă s-a schimbat povestea. Deci e ca și cum s-a suprapus o poveste peste alta. În loc să clarifice ceea ce am văzut, nu mi-a clarificat nimic, ci pur și simplu s-a suprapus așa cumva o altă poveste. Ce ar trebui tu să faci? Să alegi, să ții cont de ceea ce vine, să ții cont de viitorul tău, să fii foarte matură atunci când alegi, când îți faci alegerile. Ține cont nu doar de prezent, ține cont și de viitor, de ceea ce urmează pentru tine în viitor. Adică, ține cont de faptul că timpul trece, să zicem așa, da? Că timpul trece și gândește de cine o să fie acolo lângă tine atunci când tu o să ai nevoie. Casa, mai văd aici, da, atunci când vine vorba despre familie, despre casă, în curând va trebui să faci o alegere. Probabil vorbim aici despre job și despre casă și despre tine ca ființă, ca persoană. Alege cu înțelepciune. Uite, alegeți persoane loiale, ține persoane loiale în jurul tău. Ține persoane care într-adevăr te iubesc, care într-adevăr te apreciază.
Da, elimină din viața ta oamenii parșivi, elimină din viața ta persoanele care nu sunt așa cum ar trebui să fie. Adică nu sunt loiali, nu sunt empatici, nu oferă suport, nu sunt prieteni adevărați, ci sunt persoane care, da, nu au prea ce căuta. Șapte de spade, rege de spade, nu prea ce căuta în viața ta asemenea personaje. Pentru că personajele astea nu fac altceva decât să te tragă în jos. Zece de spade, vezi cărți grele, petreceri, prietenii. E ceva legat de prietenie, ai și prieteni, vezi? Ceva legat de treaba asta. Selectează cu atenție prietenii, selectează cu atenție pe cine ții în jurul tău, cine rămâne în preajma ta. Cască bine, bine ochișorii. Cine ți-ar fi alături la bătrânețe? Pentru că, până la urma urmei, asta îmi și arată cartea, știi? Cine ar fi alături de tine atunci când tu nu mai poți? Când tu ești bolnavă sau bolnav, când tu nu mai poți, când lucrurile merg rău, acolo trebuie să caști ochii bine. Nu la cum arată o persoană, nu la cum, nu știu, cât de des îți bate la ușă atunci când tu ești dispusă sau disponibilă să-i stai la cherem, știi, să fii la cheremul acelei persoane. Deci atunci când ai probleme, atunci vezi oamenii, atunci vezi pe cei care într-adevăr sunt lângă tine, cei care te ajută să treci prin probleme. Ok, bun, drăguților, cam atât am avut pentru voi și sfatul cărților și la lucru, uite, vezi, la lucru. Locul de muncă, în casă, între prieteni, alege cu înțelepciune, cam asta îmi spune. Asta îmi spun mie cărțile ca și sfat, să alegi cu înțelepciune, cu maturitate. Da. Ok, v-am pupat, aveți grijă de voi, nici nu știu ce titlu să-i pun acestei etalări, trebuie să mai ascult odată să-mi prind cât de cât așa un pic firul, ideea, pentru că, nu știu, așa multe mesaje mi-au venit în minte încât a fost o mare zarvă în capul meu și v-am spus doar câteva dintre ele, deși am văzut mult mai multe, dar asta ar fi însemnat să stăm aici până mâine dimineață. Ce să zic, încerc să extrag câteva idei așa pentru a pune un titlu acestei etalări. Bun, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau, ceau!